tuturor, așa cum v-am promis mai de mult, o să-i fac un test la acest Makita de impact. O să desfac șuruburile de la roată strânse la 130 de Nm, deci nu ar trebui să fie probleme din moment ce acesta e garantat la 180 de Nm. Am setat scula ca să cu frâna electronică. Atunci când se vor slăbi șuruburile, se va opri. Și ceva de genul ăsta, apăs. Când detectează că nu mai trebuie forță aplicată, atunci se va opri singură. Ia să vedem. A și desfăcut. Așa cum am văzut, s-a descurcat de minune. La 130 de Nm cât e nevoie de momentul de strângere, forța de strângere desface. Normal la mașini mici cred că este de 110-120. Am strâns la 130. Eventual mai pot face un test mai târziu. Dacă strâng cu 150-180 și să vedem cum desface, cât de repede desface.